Un mărgăritar, un pește, o cruce, dar și multe alte modele au fost pictate de meșterii din Călui pe ouăle pe care le-au încondeiat în centrul orașului. În centrul Slatinei am adus încondeitorii de ouă de pe Valea Oltețului ca să facă demonstrații, să arate slătinenilor, trecătorilor, celor care vor dori să vină aici, cum se încondează ouăle. Sunt modele unice pe toată zona de sud a României. Cred că este un bun prilej pentru ca oamenii să vadă că un ou încondeiat nu se face așa de ușor, care valoarea lui atât simbolică cât și religioasă. În săptămâna patimilor este bine să ne aplecăm puțin și asupra meșteșugurilor populare, așa cum s-au păstrat, cum acești oameni le păstrează nealterate din generație în generație. Cu acești meșteri populari de pe Valea Oltețului, de la Călui, am participat la diferite concursuri și festivaluri în țară, la Sibiu, la Ciocănești, Suceava, la Bistrița, la Craiova, și ne-am gândit că ar fi bine să facem o demonstrație de încondeat ouă și în municipiul reședință de județ. Ceara este amestecată cu funingine, iar formele prind viață pe oul alb, care se transformă în câteva minute într-o adevărată operă de artă. Mă gândesc la tradiție, la lucrurile vechi și migăloase și la cântec. Neicuța meu, nu te însura, neicuță dragul meu, că tu mi-ai furat inima, neiculiță, dragul meu. Încondeitorii mari și mici de la Călui au dat și lecții slătinenilor. Dacă el ar vrea să încondeze ouă, îl sugerez să nu se grăbească niciodată. Asta e secretul? Da, fiindcă dacă te grăbești, te poți răni și poate ieși ceva urât. Ai vrea să încondeie și tu ouă? Da. Da? Dar cum ți se pare, greu așa din ce ai văzut? Nu mi se pare greu. Dar frumos? Da. Petre Ciobanu a învățat să încondeze ouă la 46 de ani, de la meșterul Tudor Diaconeasa, iar acum, mai bine de 20 de generații de copii, au învățat meșteșugul său ascuns în cele trei culori care se regăsesc în ouăle de Călui. Negru fertilitate, galben soarele și lumina și roșu sângele Domnului Iisus Hristos. Dintr-un număr de o clasă de 20 de copii, 3 sau 4, dacă rămân, eu sunt satisfăcut, mulțumit că am reușit să transmit mai departe această tradiție. Cei care s-au oprit pentru câteva minute să vadă ce fac meșterii populari au luat parte la o lecție de măiestrie și au văzut că tradițiile oltenești merg mai departe. Interesant pentru noi, adulți, pentru copii, că văd lucruri noi și le trezesc și lor anumite gânduri de a s-a apucat de această tehnică. Nu văzusem niciodată cum se încondeiază ouăle și avem ocazia să vedem și noi. Și mai ales cei mici. E greu? Cum ți se pare? Cam greu. Cu ceară? Da, cam greu. Ți-ar plăcea să faci așa ceva? Da, mi-ar plăcea. Îți trebuie multă măiestrie, nu? Și da. Să știi să desenezi. Da, știu. Deci te-i pricepe. Da. Manifestări dedicate sfintelor sărbători de Paște au avut loc și la Centrul Cultural. Aici meșterii populari din Olt au expus obiectele lor, iar corul Voces Primavera a susținut un concert.